Sfaturi valabile în fiecare zi. Mențineți-vă în postura observatorului neutru, indiferent ce se întâmplă în jurul vostru. Țineți minte că orice vi se întâmplă reprezintă o oportunitate pentru a crește vibrațional. Cum faceți asta? Acceptați ceea ce este. Vă permite să simțiți pe deplin orice emoții ies la suprafață în acel context, fără a-i afecta pe cei din jur, și apoi reveniți într-o stare de echilibru energetic-emoțional. Rămâneți prezenți în acum, nu vă mai gândiți la ce a fost sau la ce s-ar putea întâmpla într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Trăiți în acum, concentrați-vă pe ce este acum în fața calea voastră. Oferiți-vă mai mult timp cu voi înșivă. Timp în care să stați în tăcere. Cât de des în cursul unei zile petreceți timp în solitudine, în tăcere, permițându-vă să observați ce simțiți în corpul vostru fizic, respirând profund, 5 minute, 2 minute, 1 minut? Cu cât vă puteți oferi mai mult timp în care să fiți doar voi, cu voi înșivă, în tăcere, cu atât e mai benefic pentru voi. Așa învățați să reveniți înapoi acasă, în interiorul vostru, să reveniți la cine sunteți voi cu adevărat, indiferent ce se întâmplă în exterior. Observați cum respirați și monitorizați-vă propria energie. Observați permanent dacă vă aflați la un nivel redus de vibrație sau la unul înalt. Faceți alegeri conștiente. Permiteți-vă să simțiți tot. Vă spun mereu, dar acum este crucial să vă permiteți să simțiți totul pe deplin. Cu cât simțiți mai mult, cu atât mai repede creșteți vibrațional. Simțiți pe deplin tot ce iese la suprafață din interiorul vostru, știind că, indiferent cât de inconfortabil, dureros este pentru voi, voi urcați vibrațional în timp ce simțiți toate acele emoții. Stabiliți-vă o intenție clară. Sunteți pregătiți să deveniți o nouă versiune a voastră? Una mai înaltă vibrațional? Sunteți pregătiți să vă asumați puterea personală? Să ajungeți la nivelul la care să vă accesați abilitățile pe care le-ați avut dintotdeauna în interiorul vostru? A venit timpul să faceți asta. A venit timpul să dați drumul vechilor traume, vechilor credințe, vechilor tipare limitative, vechilor comportamente, resentimentelor, judecăților, atașamentelor. Sunteți pregătiți? Acum e acum.